stil de viață astăzi cu micuțul Globi și magia Crăciunului, alături de noi Cristina Steliana Mihailovici, autorul acestei cărți. De ce ați scris această carte? În condițiile în care greu apare, greu este să o difuzezi, greu și mai greu bănuiesc să, nu știu, să trăiești din așa ceva. Da, da, este într-adevăr foarte, foarte dificil. Crearea cărții a început în urmă cu 3 ani de zile. Tocmai de aceea, fiind dificil de publicat, a durat ceva timp, da, să vadă lumina tiparului. Lumina tiparului a văzut-o anul trecut pentru prima oară cu sprijinul Fundației Brătianu și a unor prieteni cărora le mulțumesc. A fost minunat, e minunat să te sprijină cineva, pentru că într-adevăr e un proiect foarte dificil ca autor de literatură pentru copii. Și poate, cred că mulți dintre autorii de literatură pentru copii cred că renunță chiar să publice, deși e foarte trist, pentru că sunt foarte multe obstacole în a găsi editura, în a susține, da? Pentru că un autor din propriile fonduri de obicei susține proiectele. De aceea doresc să mulțumesc încă o dată Fundației Brătianu pentru tot sprijinul și editurii Self Publishing, care la fel este o editură nouă și încurajează autorii de literatură pentru copii. Ilustrația cărții? Ilustrația cărții mi-aparține. Unul pentru că am desenat împreună cu fica mea și tot din dragoste, da, pentru copii, pentru a fi cât mai aproape de ei și imaginile și bucuria, ca să zic așa. Adică imaginile atunci când au fost create din creion au trebuit întâi să bucure un suflet de copil și să vedeți reacția. Exact, cumva, exact, exact. Să-i mai pună niște, nu știu, zulufi unui delfinaș și sau niște gene. Ei sunt foarte, foarte încântați să-l coloreze. De asemenea, aceste desene nu sunt colorate tocmai de aceea, pentru ca această poveste și cărticică să fie dedicată copiilor începând cu vârsta de 3 ani, pentru a putea colora până la 12 ani, pentru că este o aventură în jurul Pământului în care pot descoperi tradiții, simboluri și minuni ale planetei și așa mai departe. De aceea este pentru o marjă de vârstă destul de mare. Da. Până când reușesc să citească foarte, foarte bine și eu vă zic că și după 9 ani, chiar și la o vârstă mai înaintată, merită citit. Spuneți-ne cât de greu a fost să-l realizați pe Globi propriu-zis, adică globulețul din pomul de Crăciun, globulețul cu zâmbet și cu năsuc în vânt. Da, globulețul, această idee mi-a venit în această vară, gândindu-mă că vreau să mă ocup de Globi, văzând reacția de anul trecut a unor copii și părinți și dorindu-mi foarte mult să bucur cât mai mulți copii, să mă ocup de acest domeniu, pentru că din păcate copiii sunt atât de triști, au nevoie de așa, au nevoie ca oamenii, adulții să se gândească mult mai mult la ei, să-i bucure, să-i facă să cerceteze, să descopere și să copilărească alături de ei chiar. Și atunci mi-a venit și ideea globulețului, a fost foarte, foarte dificil pentru că am căutat fabrici de globuri prin țară. Am trimis la 3 fabrici de globuri întrebări și designul, da, personajul, pentru că nu toți acceptă să facă așa ceva. Și în final o fabrică de la Cluj mi-a acceptat. Deci Globi vine de la Cluj? Vine de la Cluj, vine din Ardeal, da, străbate munții. Toată România. Chiar Globi călătorește și în România în poveste, în Delta Dunării, în Sinaia, la Castelul Peleș, la Bran, da, nu puteam să-l uităm pe Dracula, legenda. Da, Castelul Bran. Da, Globi este autohton și globulețul propriu-zis, iar vineri va apare și pe Amazon în limba engleză. Oh. Încercăm să facă într-adevăr ocolul lumii.
Da, îl și face. Și am văzut că oricum călătoria lui Globi nu se oprește în altă parte decât la casa moșului în Laponia, adică cel mai bun loc pentru un sfârșit de călătorie, unde poate fi în Laponia. Ia uite, vorbește și cu Rudolf, unul dintre, exact, da, cu nasul lui. Rudolf, exact. Rudolf este desenat aici în paginile cărții și copiii sunt foarte încântați, mai ales să-i coloreze năsucul roșu. Care să știe că așa. Luminează noaptea și arată drumul. Și e magic, da. Da. Eu îmi doresc ca noaptea de Crăciun toți copiii planetei să fie fericiți. Se poate întâmpla lucrul acesta? Da, se poate, dacă noi adulții mai ales credem în acest miracol și ne străduim și ne lăsăm sufletul deschis, pentru că până la urmă și noi ca adulți suntem copii în suflet. Deci trebuie să credem în miracole, să ne lăsăm sufletul deschis, să dăruim și da, se poate, se pot întâmpla minuni. Misiunea lui Globi este ca, după toată această călătorie în jurul Pământului, în jurul planetei, în care el își face prieteni pe fiecare continent și le ia scrisorile cu dorințele lor să le ducă la Moș Crăciun, el își îndeplinește misiunea prin a le da moșului și a-i cere, în afară de aceste dorințe ale prietenilor, un lucru, ca toți copiii planetei să fie fericiți. Misiunea lui este se duce la bun sfârșit, este dusă la bun sfârșit și mai mult decât atât, Moș Crăciun îi face și lui un cadou la final, îl așează în sania lui zburătoare, de unde îi arată fiecare prieten cum se bucură în căsuța lui și fiecare copil al acestei planete care zâmbește și e fericit. Pentru ca Globi să fie și el fericit la rândul. Și să fie mulțumit că și-a îndeplinit misiunea pentru care a fost creat. Cum petrece un Crăciun un autor de carte pentru copii? În preajma cât mai multor copii, dăruind din suflet, dăruind zâmbet, dăruind inocența care a mai rămas, da, pentru că noi creștem și din păcate uităm de ea. Uităm, dar trebuie redescoperită. Și sigur, nu poate petrece decât în preajma copiilor. Mulți copii, totuși spune-ne, Cristina, în preajma Crăciunului sunt o serie de momente până să intri în această magie care se întâmplă pe 25 decembrie. Cum ar trebui ca, din punctul tău de vedere, ca oamenii să se pregătească pentru Crăciun? Pentru că în aceste momente, din păcate, asistăm numai la o mercantilizare, da, a sărbătorii. Este. Și puțin mai suntem cei care ne mai gândim și la ceilalți. Așa este. O, Doamne, sunt atâtea lucruri de făcut în fiecare clipă. Eu merg pe același principiu pe care îl promovez inclusiv în eseuri și în lucrările mele, să ne deschidem sufletul, pentru că de aici pornește totul, să învățăm să comunicăm, să dăruim, să ascultăm, să ne ascultăm unii pe ceilalți, să ne zâmbim, să înlăturăm barierele care există și să fim mai mult copii, mai ales în luna decembrie. Să redescoperim inocența lor, să dăm o șansă iubirii și sufletului. Sunt atâția copii care au nevoie de noi, nu numai ai noștri, ci și ai societății, copii orfani și chiar copiii societății în general. De multe ori sunt fețe triste, ceea ce nu este în regulă, pentru că în străinătate copiii sunt foarte, foarte veseli. La noi și copiii foarte alintați. Da, și sunt lăsați să-și deschidă cumva aripile. La noi suntem cam stricți. Am putea să ne deschidem mai mult sufletul către ei și să visăm împreună cu ei. Asta am putea face în luna decembrie și așa, încet, încet, să ne apropiem cu pași repezi de data de 25, dăruind,
celor care au nevoie și toți avem nevoie de zâmbete și dăruire sufletească. Hai să mai facem o scurtă pauză muzicală și revenim cu micuțul Globi și magia Crăciunului, să vorbim mult mai multe despre Crăciun.